Bună seara tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru februarie 2021. După cum vedeți, unele cărți deja au vrut să se arate. În primul rând, mesajul principal sau unul dintre mesajele principale pe care trebuie să le aveți în vedere pentru 2021 și februarie. Aveți de construit ceva, a apărut builder, da? Aveți această putere interioară și abilitate de a construi și de a crea și de a realiza ceea ce vă propuneți. La capătul setului de cărți aveți studiosul sau studiază. Citește, caută, educă-te într-o anumită direcție ca să-ți sporești încrederea, claritatea despre ceva anume din cariera ta. Interesant că am vrut la voi să trag și din chakrele pe care a trebuit să le lucrați și mi-a apărut plexul solar, dar a venit invers. Unii dintre voi nu aveți această încredere adică conștientizați că nu aveți abilitățile necesare pentru o anumită carieră și sunteți conștienți că trebuie să, sper dacă nu vă transmit eu, că trebuie să studiați ceva ca să vă construiți cariera sau o nouă carieră, o nouă direcție în cariera voastră și probabil că din cauza, dacă conștientizați acest lucru, din cauza asta aveți o oarecare lipsă de încredere, pentru că și încrederea absurdă nu este normală. Interesant că aveți amândouă cărțile de pământ, într-un fel sau altul, studiosul reprezintă casa a șasea a fecioarei, casea, nu zodia, nu confundați mesajele cu personajele, da? Și constructorul reprezintă casa a 10-a a Capricornului. Deci nu vorbesc despre Capricorn în viața voastră, nici despre Fecioare în viața voastră, despre casele pe care le reprezintă aceste zodii. Casa a 6-a a studiului, a muncii de zi cu zi, pentru că studiul este Mercur, Mercur care trebuie să citească, să caute, să se educe, mai ales în casa Fecioarei. Și asta trebuie să faceți zi de zi. Și făcând acest lucru, vă construiți casa a 10-a, a carierei, a imaginii publice. Eventual, și încrederea în voi, pentru că tot a apărut plexul solar invers, începe să crească și să manifestați ceva anume, ce v-ați propus. Interesant este că sub această carte apare și cărți de oracole. Poate unii ascultați iertare, mai ales cei care nu poate, cu siguranță, cei care veți vizualiza, ascultați etalări de tarot, de astrologie. Probabil că unii dintre voi vreți și să și studiați sau, da, unii dintre voi vreți să studiați aceste sau să descoperiți noi abilități în voi care vă ajută să interpretați cărțile. Dar și făcând acest lucru, să descoperiți un fel de creativitate, expresivitate pe care numai în cărțile de tarot o puteți avea. Evident că această creativitate sau să vă exprimați creativ puteți să o faceți în multe feluri. Poate că trebuie să ascultați această etalare, detașăm un pic cartea, ca să înțelegeți, mai ales cei care vreți să studiați ceva în cariera voastră, afară de studiu și această construcție publică, trebuie să folosiți și elemente creative în ceea ce vreți voi să manifestați. Da? Nu doar studiu, nu doar Mercur, ci și Venus, ci și Neptun. Intrați într-o zonă a imaginației, a intuiției, apropo de cărți de tarot, nu doar rațională, ca să puteți construi ceva cât mai complex. În timp, vedem ce legătură are, poate nu are nicio legătură, vedem ce legătură are totuși cu cărțile pe care le vom descoperi în etalare. Luna asta fac altfel. A vrut să se arate 6 de cupe. 6 de cupe este o prietenie cu cineva, o relație din copilărie, din cartier, din zona, într-o anumită zonă în care a stat, pe care o simțiți foarte profund. Este și cartea prietenilor și relațiilor din alte vieți. Dar asta așa, ca să-mi fac datoria să spun și despre carte, dar rămâne de văzut ce legătură are cu restul etalării. Nu toate prietenile vin dintr-o viață anterioară.
Însă, există cineva, aveți o nostalgie, cineva se gândește la voi sau voi vă gândiți la cineva, e semn de apă totuși, ați putea să fiți voi în relație sufletească, emoțională cu cineva. Poate să fie și prietenie, neapărat dragoste. La capătul setului de cărți, 4 de cupe. Zic că sunteți voi supărați pe această relație, pe această prietenie. Este o dragoste pe care nu s-a putut manifesta. Văd că este o oportunitate pierdută și probabil că plângeți. Sau ați fi vrut ca dragostea, prietenia respectivă să se manifeste într-un anume fel și nu s-a manifestat. Aveți în spate o persoană independentă, nu musai semn de pământ, pentru unii poate să fie, dar nu obligatoriu. Poate să fie și marțian că văd roșu, poate să fie și venusian că e semnul lui Venus, oricine poate fi o persoană independentă. Puteți să fiți chiar voi. Puteți să fiți chiar voi. Voi doritor să vă vindecați, aha, interesant, da? Să vă vindecați după niște trădări. Trădări, un ciclu dureros cu cineva, un împărat și soarele. O persoană strălucitoare, dar cam egoistă. Cu cavalerul de bâte și împăratul, soarele, mai ales că v-a creat aceste dureri, se pare că a manifestat, apropo de plexul solar invers, cineva care v-a luat energie. Nu degeaba a apărut plexul solar, da? Este solar și a apărut și soarele, da? Lângă acest împărat, cineva v-a luat energie. V-a luat încrederea în voi din cauza printr-un anumit comportament. Probabil a încercat ori să fie prea aventuros, ori prea posesiv, prea controlat. În fine, multe variante. Și v-a creat această dezamăgire, rană, dar acum simt că vreți să vă ridicați din această stare, din această etapă și să vă vindecați asul de cupe. Nu înseamnă musai nouă dragoste, înseamnă nouă dragoste și față de voi. Și ce înseamnă? Înseamnă, iar fiind o cupă, poate să însemne și vindecare. Vindecare emoțională, Doamne ajută! Din acest motiv, încă sunteți precauți, selectivi. Care legătură acești 6 de cupe cu ce am zis mai devreme? Poate cineva, că tot e Mercur retrograd, încearcă să se împace. Vom trăi și vom vedea. Ia uite unde am deschis. 4 și 5 la regrete, la lacrimi. Cuiva este dor de voi, vouă vă este dor de această relație, iar poate să varieze. Pentru că asta este o etalare generală și trebuie să folosim mulți poate. Altfel, n-ar fi corect dacă nu i-am folosit. Ar fi absurd să credem că aceleași cărți se vor manifesta exact la fiecare rac, nu contează generația, nu contează că sunteți raci cu soare sau cu lună sau cu Venus în această zodie. Haideți să mă amestecăm. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, februarie 2021. Trecutul. Lumea. Oh, e bine, felicitări! Dacă ați încheiat capitolul cu acest Capricorn sau semn de pământ sau persoană toxică, poate nu e deloc Capricorn, poate este acel împărat și soare și ce am mai văzut mai devreme, da? Aventuros, o persoană egoistă care va subte energia, nu degeaba mi-a venit plexul solar, nu mai arăt cartea că n-are rost, este făcută de mine, da? O persoană care v-a consumat multă energie. Și în cauza asta, poate unii v-ați și îmbolnăvit, așa se întâmplă când consumi energie, și v-ați pierdut încrederea. Poate aveți și niște probleme la locul de muncă, pentru că ați consumat energia într-o direcție toxică. Dar, dragii mei, răcușori și răcușoare, felicitări dacă ați încheiat. Este minunat cu lumea. Cu lumea este minunat dacă ați încheiat. Rămâne de văzut. Pentru că lumea poate să mai spune și altceva. Că sunteți la distanță de mări și țări între, e o distanță de mări și țări între voi și încă cineva care vrea să comunice. Eu, acum, diavolul ăsta niciodată nu-mi place când îl văd. Mă întreb dacă îi place cuiva că îl vede. Este ego-ul vostru, ego-ul cuiva, e o chestiune toxică. E o chestiune toxică. Frica, mândria, absolut orice este în exces și în varianta sa negativă. Dacă voi vreți în continuare să comunicați cu acest personaj, treaba voastră e o relație la distanță. Dacă personajul vă caută, iar. Probabil cu Mercur retrograd să vă caute. Deși e mai de domeniul trecutului. Însă, eu zic totuși să încheiați capitolul.
E 21, dar măcar în 2021 să puneți capitol acestei toxicități. În prezent, eremitul care studiază foarte frumos, dintr-un punct de vedere, 8 de cupe și steaua, ce frumos, ce frumos. În primul rând, studiați. Vă izolați un pic. V-am zis de nu știu câte ori. Cei care știți, mă urmăriți de mult timp, v-am zis că... A, nu eremitul, temperanța, dar oricum, e o altă variantă. Până la temperanță trebuie să treceți prin eremit ca să vindecați această toxicitate și această situație neplăcută. Am văzut-o și prin 10 de spade manifestată, da? În prezent, unii dintre voi, să nu vă fie frig, dragii mei, aveți grijă, mai ales dacă aveți probleme cu circulația, să nu vă fie frig la picioare, eu am tendința asta să fie friguț. Puneți-vă șosetuțe, încălziți-vă, faceți-vă ceai cald și stați frumos și meditați la destinul vostru, la stelele de pe cer, eventual vizualizați această nouă cupă, asul de cupe care ar trebui să însemne în primul și în primul rând vindecarea voastră. În prezent, sunteți în plină călătorie spirituală. Și amândoi, da? Amândoi. Și eremitul și 8 de cupe se detașează emoțional de ce este neplăcut. Eremitul merge prin întuneric, dar are un far, are speranța, credința că va găsi o lumină și mai mare. Va găsi o lumină și mai mare în sufletul său și în afara sa, dacă se lasă ghida de energia divină, va găsi o lumină mai mare în misiunea sa spirituală. Spun așa pentru că a apărut steaua. Și mai este o cupă de stele pe cer. Interesant că e lună plină. Detașați-vă de ce am zis mai devreme. Faceți manifestările. Sunt câțiva care știți. Știți ce să faceți la această lună plină. Și faceți niște băi de eliberare, apropo. Ardeți ce e de ars ca să scăpați de acel trecut. Și uite așa, chiar dacă sunteți în plină călătorie spirituală, sunteți într-o ascensiune. Deja văd un munte. Începe să urcați. Unii chiar sunteți, ia uite, și iarnă și frig pe vârful muntelui. Dar merită, merită pentru că la un moment dat veți ajunge în acest câmp cu flori, liniștit, cu apă cristalină. Apă emoțională, știți ce înseamnă apă, da? Emoții, emoții limpezi. Veți reuși să scăpați de această toxicitate și să vă bucurați de emoții limpezi. Și vă apropiați de destinul vostru. Unii dintre voi mergeți către cineva, o persoană strălucitoare. Există o persoană? Da, mergeți către destinul vostru. Vreți să vă construiți destinul, cum arată și cărțile. Trebuie să studiați, că asta înseamnă eremitul, studiază, da? Eremitul studiază și ca să studieze se detașează emoțional pentru că este Mercur și atunci nu poți să implici prea multe emoții în momentul în care trebuie să gândești rațional anumite chestiuni, analize, ce or fi legate de această construcție care, pe lângă faptul că se poate referi la construcție, la carieră, poate să fie și reconstrucția voastră interioară. Puteți să vă apucați eventual, dacă ați avut probleme de sănătate, să faceți sport, ar fi minunat. Da, să vă reconstruiți mușchii sau eu știu ce mai aveți voi de construit. Aripioarele, în primul rând. Să învățați să sperați. Ce vreau să mai spun? Vreau să mai spun ceva? Am zis că unii dintre voi veți primi inspirație în acest studiu, dacă vă detașați de ce este negativ, veți primi inspirație. Și există un personaj care strălucește. În această noapte cineva vă ghidează, sclipește. Am zis că e o lumină exterioară, da. Aici mergeți către 9 de cupe, lumina interioară și frumos va apare și în momentul, dar numai după ce vă găsiți lumina interioară, va apare și lumina divină într-o altă formă, nu când ar exista. Într-o altă formă o veți vedea și o veți înțelege altfel. Înțelege că e vorba de studiu, da? De Mercur. Am zis că pentru cineva există o persoană strălucitoare în public care vă ghidează. Sclipește. Știți că acea stea pe care a ghidat cei trei magi să ajungă într-un anumit punct. Veți ajunge într-un anumit punct cu răbdare.
cu răbdare. Îmbrăcați-vă bine, luați-vă toiagul pe care trebuie să-l aveți, un toiag, adică pasiunea pentru viață. Nu vă pierdeți energia în energie, în situații toxice, da? Hai să vedem viitorul. H. H. B. C. O să trebuiască să le clarific, pentru că nu prea îmi plac primele două. Nu prea îmi plac deloc. Țin de acest drăcușor. 7 de spade. Drăcușorul ăsta poate să vină, că tot e Mercur retrograd, să încerce să se fofileze. Îi pare rău că s-a certat cu voi. Vrea o împăcare? Pentru unii dintre voi 6 de cupe poate să însemne împăcare. Pentru că apar și 5 lacrimile. Le-am văzut și mai devreme. Detașați-vă ca să vă regăsiți destinul și lumina și ce am zis mai devreme, nu mai repet, da? Dacă apare acest trișor, mincinos, o persoană care nu își asumă responsabilitatea nici a cuvintelor, pentru că sunt spade, nici a acțiunilor, pentru că cuvântul atrage acțiunea, nici a gândurilor, ce să zic, dacă apare acest personaj și spune că i-a fost dor de voi. O, da, ce-am mai plâns, vreau să ne împăcăm. Puneți-mă la niște teste. Nu, îmbrățișați așa orice... lacrimă din prima. Ia uite. 5 de monede. Da. Pentru că dacă vine să se împace, iar la un moment dat vă va lăsa în fric și în ceață și va trebui să puneți capăt definitiv. Eu zic să puneți de acum ca să nu mai treceți prin această moarte și renaștere, pentru că oricum am văzut-o prin 10 de spade. Moarte. E tot un soi de moarte și renaștere. Ia uite. Vă blocați prea mult. 8 de spade, 10. Concentrați-vă pe lucruri mai frumoase. Hai totuși să clarific. Cine e acest 7 de spade? Ah, uite, la capătul setului de cărți. Hai să mai vorbim un pic despre asta. 6 de monede. O situație dezechilibrată. La un drum. Ia uite, dezamăgiri. Spune, deci nici nu trebuie să citesc pentru că spun pozele, da? Regina de cupe sunteți voi. Ia uite, regele și regina de cupe. Și împărăteasa, ce interesant, da? Dar, probabil mama cuiva, soția, copilor, mama copilor, a cuiva, a influențat cu aceste 5 spade un posibil cuplu divin, posibil. Posibil pentru unii, pentru că sunt 3 persoane, apare 3 de spade, 3 de bâte și 3 persoane aici. Posibil. Că nu mai contează zodiile, chiar nu mai contează. Nu mai contează. Hai să vedem totuși, 7 de spade. Cine e acel 7 de spade? Care vine, fuge, pleacă? Clarificăm 7 de spade pentru raci și răcușoare. 7 de spade. În alt context aș fi zis că e strategie, dar nu este a voastră dacă este. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Da? Nu vreau încă să sară. Ar spune, dar n-ar spune acest 7 de spade, spre amunte. Ar spune și n-ar spune. Clarificăm 7. Uite, 2 de bute. Un personaj care nu se poate decide. Mai dăm. Mai dă o carte pentru 2 de bâte și 7 de spade.
Sau un personaj care are o strategie, un plan anume de a vă recuceri. O, oh, da, pentru un iar, Capricorn, când am cum e a treia zodie de pământ, apare și aici. Sau, cineva încearcă să construiască cu voi ceva, să o drege, să o dreagă, da? Să repare, să, da, să reconstruiască, da? Constructorul, am văzut aici este sculptorul. Are un plan, are o strategie. Iar regina de monede pentru unii. Iar apar dezamăgirile, conflictele, separările, trăsnetele și fulgerele. Dar interesant e că la capătul setului de cărți a rămas regina de monede, care zic eu că este conștiința că voi aveți o valoare, trebuie să fiți stabil, da? Nu vă puteți lăsa tot timpul prinși în aceste conflicte, decepții, nehotărâri, zdruncinături și așa mai departe. Secrete, mistere, lacrimi, nu, prea multe. Hai să clarificăm 5 de cupe, clarificăm 5 de cupe. Cineva vine la voi să încerce o împăcare, să reconstruiască ceva. Dacă e ofertă la locul de muncă, mare grijă, mai ales că e Mercur retrograd, ia uite ce mi-apare. 3 de spade, măi. Și confuzii. Și opțiuni. Clarificăm 3 de spade și 5 de cupe, te rog frumos. Clarificăm 3 de spade și 5 de cupe. Clarificăm 3 de spade și 5 de cupe, te rog. Pentru răcușor, ia uite, nu, puneți capăt, e moartă, da? Puneți capăt acestor dezamăgiri și lacrimi, dragii mei. Puneți capăt. Asta e, dacă vine prea târziu, nu e nimeni de vină. Nu e nimeni de vină. Hai să clarificăm unde s-a oprit, ia uite, regina de spade. Încercați să faceți lumină, să înțelegeți, studiați, să studiați și să înțelegeți aceste confuzii. Da, ia uite, lună plină și aici și aici, da? Amânări, stagnări, ia uite, spânzuratul și eremitul, casa 12-a și a 6-a, pești, fecioară, sacrificii, prea multă implicare din partea unuia, da? Iar mi-apare o regină de foc lângă un rege de spade și 9 de spade. Multe griji din partea cuiva care nu își arată emoțiile, da, posibil să aibă pasiune, posibil să fie seducător, dar nu își arată emoțiile. Posibil această persoană, în cazul în care își arată emoțiile și e ok, să aibă niște probleme în spate cu un bărbat rece, glacial, pentru unii. Pentru unii și din cauza asta să aveți amânări în a manifesta ceva. Clarificăm 6 de cupe, te rog frumos. Clarificăm 6 de cupe. Uite, justiția. Cineva trebuie să își dorește să echilibreze situația, să facă, da, să vă împăcați cu justiția, nu? Că asta înseamnă 6 de cupe, împăcare. Poate chiar și în acte, rămâne de văzut. După ce a fost o separare, pentru cine îi vorbi eu acum, iar variază. Mai clarificăm și justiția, clarificăm justiția în viitor. La cine se referă? Clarificăm justiția și 5 de bâte. O să vină cineva să încerce să schimbe energia. O să vină cineva, o să aflați niște vești. O să aflați niște vești sau vine cineva să se împace acest semn de aer. Dar nu neapărat semn de aer, cineva, da, nu neapărat semn de aer, nu obligatoriu, nu.
Că poate să fie și aer și foc și pământ. Nu, nu asta e important. O să vină cineva, voi știți, variază de la om la om, care vrea să schimbe energia. Vrea să se împace cu voi, așa simt. Dar la mijloc au fost aici prea multă durere. 5 de cupe și 3 de spade pe care trebuie să o încheiați. Și e interesant că a apărut justiția între cupe și băte. Probabil că dacă voi sunteți în relație cu un semn de foc, trebuie să găsiți o formulă de, nu neapărat împăcare, de echilibrare a situației, pentru că unul este foarte combativ, celălalt este foarte sensibil și romantic. Și aici trebuie să găsiți. Ori o fi o balanță între voi, pentru unii dintre voi, care aveți de-a face cu un semn de foc. Berbec, leu sau săgetător, pentru că am mai văzut mai devreme, da? Semne de foc. Este un semn de foc și aici pentru unii. Dar am senzația că personajul care vine înspre voi și care a creat aceste situații toxice are în spate pe cineva care influențează într-un fel negativ. Are în spate pe cineva care nu e cea mai bună sursă de inspirație. Voi mergeți, dragii mei, detașați-vă, studiați-vă, studiați-vă o nouă cale, studiați-vă destinul cu steaua. Încercați să înțelegeți, să vă înțelegeți. Eu, nu știu, este absolut super. Sper să încep să fac și o serie aceea în care să vă ajut să vă înțelegeți planetele. Planetele, fiecare au aspecte pozitive și negative. Nu e o planetă și Venus are aspecte negative. Dacă îți cunoști planetele și potențialul negativ și pozitiv, știi cum să-ți manifesti destinul cu grijă, mai încet, mai repede. Dar știi ce ți-ai propus, da? Mergeți către destinul vostru, către ceea ce trebuie să fiți voi, cea mai bună versiunea voastră. Hai mai dăm și pentru 5 de bute. Cine e 5 de bute? 5 de bute. 5 de bute. 5 de bute. Clarificăm 5 de bute. 5. Asta trebuia să fie. Ia uite. Cavalerul de cupe. Da, cineva încearcă o împăcare. Dar vedeți voi, când e cusută de prea multe ori, o situație nu mai rezistă în timp. Rămâne să analizați voi dacă se mai poate sau nu se mai poate, oricum după ce iese Mercur din retrogradare. O mai vedea, nu luați decizia finală acum, dar izolați-vă de manipulări și de tactici. Uite, cineva totuși vrea să lucreze. 9, 10, 8 de monede ar vrea. Lăsați așa mai înspre martie și dați-le timp celor care s-au purtat nepotrivit cu voi, dați-le timp să se schimbe, pentru că nimeni nu se schimbă așa brusc. Chiar dacă conștientizează, conștientizarea este una, schimbarea vine în timp, ca și vindecarea. Aș vrea totuși să mai clarific 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe în prezent și eu zic că am zis bine. Așa simt. Sunt prea fain așezate acestea ca să nu ducă către un studiu față de voi, destinul vostru, reconstrucția voastră, cum arată și la început cărțile. 8 de cupe, te rog, 8 de cupe. Ia uite. Turnul. Lăsați în urmă o separare. Vindecați-vă și concentrați-vă pe construcția voastră. Vă vindecați de persoane care poate au fost prea egoiste, prea imature, poate unele prea glaciale. Da, sunt multe semne, da? Sunt multe semne. Chiar nu pot să limitez o carte doar la niște semne, niște zodii, dacă voi le recunoașteți bine, dacă nu. Orice zodie poate fi aici.
Da, între bine și rău. Ba e una caldă, una rece. Ba e frig, ba e as. Ba e ploaie, ba e as. Ba mergeți înainte, ba ce se mai întâmplă. Apare noaptea, ceața, misterul. Niște situații inconstante ca și energie. Deși e normal, până la urmă, să nici nu poți să ai pretenția ca energia să fie tot timpul la fel mereu, dar am zis ce am zis? Să fie, da, mai greșesc și eu, în fine, da? Cred că cineva nu poate, n-a putut să comunice că brusc m-a luat osea, n-am niciun motiv să tușesc. Deci, vindecați-vă, detașați-vă de această separare, de ceva care s-a rupt, s-a dărâmat în viața voastră. Eventual, foarte frumos, în momentul în care, deci, turnul ăsta poate să aducă într-un mod neprevăzut pe cineva care vă vindecă sau vindecarea sau credința, da? E și varianta neprevăzută a binelui, nu doar varianta neprevăzută a răului. Am zis, în orice carte, în orice planetă există și plus și minus. Dar pentru că e Mercur retrograd și se întorc oameni din trecutul nostru, poate aceste planete să țină de partenerul vostru, partenerul sau partenera voastră să experimenteze aceste reîntoarceri din trecutul lor și să le influențeze și sau să vă influențeze pe să influențeze relația voastră, iar și așa poate să varieze. Pentru că văd că totuși finalul este un cavaler de cupe. Acum om trei și om vedea. În principiu, ca și mesaj final, acum, pentru prezent, pentru februarie, studiați-vă. Detașați-vă un pic emoțional. Unii puteți, depinde ce grade aveți planetele de Irak. Studiați-vă și harta natală și studiați cum să vă vindecați. Amândouă țin de vindecare, eremitul, da? De vindecare spirituală, amândouă. De trezire, de căutare a spiritualității. Cam asta e, e frumos. Cum că vă așteptați la bani, ori veni și banii, dar deocamdată sunt alte lucruri mult mai importante. Studiul ca să construiți ceva. Și iar nu puteți să vă construiți destinul dacă nu vă studiați pe voi. Altfel construiți proiecții în nisip care vor fi dărâmate de fiecare dată pentru că n-au fundația corectă. Nu sunteți pe calea care trebuie. Nu sunteți pe calea voastră. Cam atât deocamdată, dragii mei, răcușor. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!